A zis, Doamne, cine sunt eu să mă duc să vorbesc poporului? Eu sunt doar un bâlbâit, nu? El a zis că el nu poate să vorbească, că cel este decât un bâlbâit. Haideți să discutăm cuvântul Domnului, să vedem acest lucru. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Așa ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 3, versetul 11. Dar Dumnezeu i-a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. Mă opresc puțin aici. Chemarea lui Dumnezeu o putem vedea noi, nu? De ce am citit din 1 Corinteni, dragii mei? Haideți să citesc un pic mai încoace. Știți de ce? Pentru că această chemare pe care s-a făcut-o dumitale Dumnezeu, prin mintea mea, prin înțelepciunea mea, nu o voi putea dibui. E adevărat sau nu e adevărat? Vom continua din 1 Corinteni, capitolul 2. Dacă doriți să deschideți cu mine, să vedeți dumneavoastră aici un lucru excepțional. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Deci eu, prin cunoașterea mea lumească, nu voi putea cunoaște lucrurile lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și vorbim despre ele, despre lucrurile duhovnicești, vorbim învățate de la înțelepciunea omenească. Dar noi nu vorbim așa, ci cu vorbiri învățate de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, întrebuițând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu poate să le înțeleagă, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. De aceea, acest Moise, care era firesc, pământesc, nu a putut înțelege niște lucruri, nu a putut să vadă cu ochii minții. Limitarea mea și a dumitalii și a tuturor, trebuie să o înțelegem. Suntem limitați fără Duhul lui Dumnezeu. Nu putem să pricepem planul măreț al lui Dumnezeu. Așa ne vorbește Sfânta Scriptură. Căci multe îi separă omului căile lui, bune, dar toate duc unde? La pierzare. Dar căile lui Dumnezeu, planul lui mai minunat ca și al lui, nu există. Slăviți să fie Domnul. Căci cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-i poată da învățătură. Noi însă avem gândul lui Hristos. Slăviți să fie Domnul. Căci eu și dumneata avem cuvântul. Am stat mult și m-am gândit, spune în 1 Ioan, cuvântul... În 1 Ioan cine vrea să rostească primul verset? La început era cuvântul. Sau Evanghelia lui Ioan. Evanghelia lui Ioan. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Deci noi ne-am adunat aici în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Dar noi de fapt ne-am adunat unde? În jurul lui Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, mulți îl disprețesc în această lume. Biblia ortodoxă, Biblia penticostală. Dar cuvânt, deci înseamnă că am putea să spunem că cei disprețuiesc pe însuși Hristos, care este cuvântul Domnului, adevărat? Pentru aceasta vreau să deschid în Apocalipsa ca să vă demonstrez acest lucru. În capitolul 19 vorbește un cuvânt foarte minunat. 19 cu 13. Era îmbrăcată cu o haină muiată în sânge. Numele lui este... Despre cine este vorba aici? Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Deci acest verset vreau să-l scrieți pe tăblița inimii dumneavoastră cu litere de aur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Că acest cuvânt minunat vrem să-l aprofundăm. Și nu ca să ne lăudăm noi unii pe alții, ci ca să îl folosim pentru slava lui Dumnezeu. Moise îi zice aici așa. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon? Se întâmplă în adunarea Domnului să spună unul sau altul, cine sunt eu să mă duc să slujesc pe Dumnezeu? Chiar s-a vorbit dimineața aici. Există aceste... Chiar fratele Dinu a mărturisit. A avut îndoieli. Sunt îndoieli, dragii mei. Suntem oameni, suntem trupești, suntem o țărână. Primul lucru vrem să înțelegem din acest, din acest capitol 3, căci Dumnezeu este mai presus de orice. Amin, nu? Dumnezeu este mai înțelept decât orice. Spune cuvântul lui Dumnezeu la sfârșitul Romanilor, căci Dumnezeu este înțelepciune. Este singurul înțelept. Nu există altcineva ca și el. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, spus al lui la Moise, el nu l-a putut pricepe în
toată măreția Lui. Dar Dumnezeu l-a încurajat și i-a spus: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. Pentru această chemare pe care o face Dumnezeu mie și dumitale, trebuie ca Dumnezeu să fie cu tine. Dacă nu vei fi dinpreună lucrător cu Dumnezeu, nu vei avea biruință în lucrarea Domnului. Acesta este primul lucru pe care vreau să-l menționez în această dimineață. Este important să fii cu râvnă pentru Dumnezeu. Dar nu poți să fii cu orice râvnă. Trebuie să fii cu râvna pe care Dumnezeu ți-o dă prin înțelepciunea dată de sus, curată și neprihănită. O râvnă nepotrivită poate să strice lucrarea, dragii mei. Și Moise îmi place de el. De ce? Că el a 40 de ani a avut timp acolo la socrul lui să mediteze. Eu am stat și m-am gândit, 40 de ani a trăit în casa faraonului, da? El a avut prilejul să adune multă cunoștință. Cunoștință lumească. Bănuiesc că a cunoscut foarte multe lucruri. Dar a mai avut Dumnezeu nevoie de el încă 40 de ani ca să ce? Să-i șteargă toată cunoștința lumească și să-i pună cunoștință, să-l pregătească pentru lucrare. Al doilea punct vreau să-l menționez. Pe mine și pe dumneata, Dumnezeu la vremea potrivită te va folosi în lucrarea Lui. Când știe El că ești mai potrivit pentru a lucra. La fel a fost și cu mine. 38 de ani, eram cu înțelepciunea lumii. Am învățat bine la școală, mi-a dat Dumnezeu în marea Lui îndurare și un serviciu bun și o familie bună, dar am risipit. Degeaba îți dă Dumnezeu toate binecuvântările. Dacă nu le folosești pentru lucrarea Lui, dacă nu le folosești pentru împărăția Lui, este în zadar. Acesta este un alt punct foarte important, referitor ce vreau și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vi-l transmit. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, că noi cerem de multe ori ca să cer, ca să risipim, scumpii mei. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să risipească nimic ce îi dă Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu dă cu mână largă ca eu și dumneata să risipim. Ci totul trebuie să fim atenți la ce să folosim. Inclusiv cuvântul, această vorbă. Eu am cuvinte, dumneata ai cuvinte. Trebuie să știm cum să le gestionăm. Și în Sfânta Scriptură vorbește că pentru fiecare cuvânt nerostit, nefolosit, haideți să deschidem cuvântul Domnului. Nu vreau să interpretez eu de la mine, ci doar Dumnezeu să ne vorbească prin Sfântul Lui Cuvânt. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria cea rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Dragii mei, să ne păzească Dumnezeu să nu fim osândiți după cuvintele noastre. Poate că încă nu suntem desăvârșiți, cum a spus fratele Dinu. Poate că încă n-am reușit să răstignim firea noastră pe cruce. Poate că firea noastră este răstignită acum, în sabat. Dar poate că o vom lua mâine, din nou, jos de pe cruce. Domnul să ne păzească firescul să moară pe cruce. Nu numai că să o răstignim, să o agățăm într-un cuier, și când dorim o luăm și o luăm iarăși peste pe noi. Dragii mei, cum vrem noi să fim? Duhovnicești. Domnul să ne ajute. Nu mai putem să mergem la lucrurile începătoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în capitolul 10 în Evrei. Păi după ce am primit deplina cunoștința lui Dumnezeu, cum să mă mai întorc eu și dumneata la lucrurile păcătoase? Domnul să ne păzească la aceasta, dragii mei. Mai putem noi să fim firești? Dar nu mai putem, pentru că de ce? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne lasă. 10:26. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Nu putem să venim în fața lui Dumnezeu decât sfinți și curați. Și Domnul să ne sfințească, căci noi poate singur nu putem. Cuvântul lui Dumnezeu în tot în Evrei 6:4. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduci la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocorit. Domnul să ne păzească, să mai răstignim noi din nou pe Hristos. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în această zi minunată. Voi termina repede, pentru că și fratele trebuie să mai vorbească. Vreau să facem un lucru foarte important, să înțelegem.
Vreau să mai dau un exemplu. Vreau să mai dau un exemplu. Deci Moise aici, vorbim despre Moise. Dar mai era un om, Gedeon. Acel om ce a zis la început? Haideți să vedem ce zice în judecător 6, cuvântul Domnului. Și după aia mă apropie de încheiere. În judecător 6 spune așa cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Întreabă Gedeon pe Dumnezeu. Cu ce să izbăvesc? După mintea mea, eu cu ce pot să lucrez în satul acesta? Acum vreau să transpun în gândul meu ceea ce simt eu. Doamne Dumnezeule, în marea ta milă și îndurare, tu m-ai salvat. M-ai scos din groapa pe Irii, mi-ai pus picioarele pe stâncă puternică, dar eu ce să mai fac? Este bine să-L slujesc pe Dumnezeu de aici. Dar eu vă spun un lucru foarte important. Este mai bine dacă îl slujești afară. V-ați gândit la lucrul acesta? Dar ca să-L poți sluji, primul lucru și va veni prima îndoială. Prima împotrivire al celui rău. Și va zice, ce poți tu să faci într-un stat ca acesta? Acest stat are conducerea cum este, are religia predominantă cum este. Ce pot eu să fac? Am încercat ieri dimineață să vorbesc cu niște vecini și mi-au dat niște răspunsuri de mi-a fost rușine. Dacă era și dacă aș fi știut, n-aș fi ieșit la poartă. Mi-a dat un exemplu pe un alt frate. Mi-a tăiat tot elanul. De apropo de Evanghelie. Ce pot să fac? Pentru că noi avem un mare dușman, dragii mei. Satana, diavolul, nu-i place că cuvântul Domnului se rostește aici și în această localitate. Și vor fi mari lupte. Dar Dumnezeu nu-i va îngădui. Că spune cuvântul lui Dumnezeu aici la Moise că eu voi fi cu tine. Eu voi vorbi prin gura ta, nu tu să vorbești din înțelepciunea ta. Vreau să facem o recapitulare. Cât mi-a dat Domnul mie. Așa, în primul rând, prin puterea mea nu voi înțelege planul lui Dumnezeu. Asta e unul la mână. Decât prin inspirat din Duhul Sfânt. Așa am citit în 1 Corinteni, capitolul 2. Că omul duhovnicesc va înțelege lucrurile duhovnicești. Asta e prima problemă. A doua. Eu nu voi putea să fac de la mine putere. Dacă Domnul nu este cu mine, nu voi putea să fac lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să-L cerem pe Dumnezeu în ajutor. Al treilea lucru. Nu vreau să fac lucrarea lui Dumnezeu ca să-mi asum eu meritele. Că eu dacă mi-asum eu meritele, iau fața lui Dumnezeu, iau din slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune un lucru foarte important. Eu nu dau slava nimănui. Toată slava și cinstea mi se cuvine mie. Pentru că eu m-am făcut pe voi și voi sunteți ai mei. Nu pot să iau din măreția lui Dumnezeu. Oricâtă înțelepciune firească aș avea, oricâtă deșteptăciune aș avea, Dumnezeu să fie proslăvit. Căci Dumnezeu trebuie să fie lăudat. Nu un om. Eu nu vin pentru un om în această casă de rugăciune. Eu nu fac lucrarea lui Dumnezeu pentru un om, ci fac pentru Dumnezeu. Căci El mă va răsplăti, slăvit să fie Domnul. Căci după faptele mele voi fi răsplătit. Dumnezeu Iisus Hristos ne va da mie, dumitale, răsplata. Și vrem ca să fie o răsplată bună. Vrem să fie coroana veșnică. Pentru că este important cum încep călătoria cu Domnul Iisus Hristos. Dar este și mai important să o termin. Și un singur exemplu vă mai dau. Pe Samson. A început-o bine. Dar a sfârșit-o tragic. Nu vrem să fim ca acel Samson. Dumnezeu să ne păzească pe toți. Amin. Dumnezeu să fie slăvit în veci de veci. Amin. Amin.